Foarte interesant se joacă meciul ăsta cu Popoviciu, doamnelor și domnilor. Sabina Iosub este la Londra. Sabina, bună seara, ce faci? Ce informații noi ai despre Popoviciu? Bună seara, Dana. E complicat să ai informații noi despre Popoviciu în condițiile în care el stă cât se poate de bine retras la el în casă. Am văzut ce fel de casă și în ce zonă. Ați prezentat și voi deja imaginile gard în gard cu ambasada Statelor Unite ale Americii, foarte aproape de Hyde Park, unul dintre cele mai cunoscute parcuri din Londra, într-o zonă foarte, foarte scumpă. Stai puțin, Sabina. Scumpă. Domnul Dogaru a simțit nevoia să intervină. A spus cum ai că gard în gard cu ambasada Statelor Unite, firesc, că tocmai ce-a oferit MI6-ul va face ce dorește CIA-ul cu acest fost colonel român. Academia Tehnică Militară. M-ați amețit, eu sunt de la Mossad, n-am putut să înțeleg. Înseamnă că trebuie să mă vorbim bine cu dumneavoastră. Mossad-ul decide aici. Excelență. Deci... deci, va fi 10 pași, uite așa, 10 pași poți să faci. Foarte bine, va fi pedepsit de americani, că ei a păcălit cu legea clearingului, de-au cumpărat aiurea un teren pentru ambasadă. O să-i dea, a zis, te sete, limonadă caldă, pedeapsă. Coca-Cola. Te ascultăm, Sabina, iartă-ne. Da, îți ziceam, 10 pași faci, practic, din momentul în care ai ieșit din blocul în care stă Puiu Popoviciu până ajungi la intrarea în ambasada Statelor Unite ale Americii. Bun, înțeleg oricum sediul o să fie mutat, că o să se facă acolo un mare hotel. Ziceam că e o zonă foarte, foarte scumpă. Inclusiv taximetriștii cu care am vorbit, polițiștii care ne-au luat cu toții la întrebări ce filmăm, care-i povestea, ce-a făcut omul de afaceri. Aveți deja dosar la CIA, stați liniștită. Asta să fie problema. Stocare pe fibre optice. Bine, toată lumea zicea așa: Doamne, dar e o zonă foarte, foarte scumpă. Foarte scumpă. Câți bani are omul acesta de poate să stea acolo? Uite, cam atâția. L-am văzut pe Puiu Popoviciu în această dimineață. Era așa ca cum e omul trezit din somn, știi? Nu foarte bucuros, sigur, să vadă că l-au găsit niște jurnaliști români, pentru că eu zic că dacă îl căutau autoritățile din România cu adevărat, îl găseau fix la adresa declarată, că despre asta era vorba, fix la adresa declarată. Într-un bloc de câteva etaje, nu sunt foarte multe apartamente, nu e nici foarte greu de ajuns în locul respectiv, nici de intrat în blocul respectiv, pentru că, spuneam, am putut să-l văd cu ochii mei pe Puiu Popoviciu, am văzut-o și pe soția sa, iubita sa, vizibil marcată, aș sublinia lucrul acesta, vizibil marcată, schimbată, da, iubita lui Puiu Popoviciu a plecat după el la Londra, sau, adică stătea aici la Londra, sau a venit din România terminată să-i aducă de ale casei, de ale gurii de-astea? Presa vorbea la un moment dat chiar despre faptul că iubita ar fi de fapt în Statele Unite. Normal. Sau că ar fi stat mult timp în Statele Unite. Așadar, așa nu e o surpriză că este la Londra. Deci nu e o surpriză deloc. Dar mai e un lucru interesant. E clar că Puiu Popoviciu locuia de mult în imobilul respectiv. Îl știau portarii, toți, după nume, și la ce etaj stă, și la ce apartament. Pe când dacă ar fi închiriat așa pe grabă, să zicem, un apartament, nu cred că l-ar fi știut vorba aceea, toată lumea, inclusiv portarul. Deci ai putut să schimbi, o secundă, ai putut să schimbi cuvinte cu domnul Popoviciu? Ce zice dânsul? Nu, nu. Nu, n-am putut. L-ai abordat? L-ai strigat după el cum aș fi strigat eu? O să-ți povestesc în particular cum am avut lasă, nu-mi spune, nu-mi spune. Răspunsul este nu. Pregătiți-vă să răspundeți la întrebarea: cine v-a pus să-l căutați? Da, vorba aceea. Cine m-a pus să-l caut, că până la urmă l-am și găsit. Să știți că în SUA e stabilit prima soție, Dumnezeu să o odinească, a murit acolo de cancer. Era fata lui Dincă Teleagă. Exact. A murit? N-am știut că a murit soția lui Popoviciu, prima soție, da? Doina, da. Te rog, Sabina. Îmi aduc aminte, apropo de avere și de discuția cu iubita și cu soția, că la momentul divorțului, dacă vă reamintiți și voi, presa spunea că, de fapt, ceea ce se întâmpla atunci era, de fapt, un mod de a împărți averea, de a mai ascunde niște bani pe aici, pe acolo,
că sunt mulți bani pe numele lui Popoviciu. Să nu uităm că e undeva pe locul 8 în topul Forbes, de exemplu, în România. Are cele mai multe spații comerciale și așa mai departe. E Sabina, eu vreau să te întreb dacă domnul Popoviciu merge, că înțeleg că atunci când s-a predat, s-a dus avocatul frumos la poliție cu clientul său și a spus, acesta este clientul meu, Popoviciu, din România. Da? Da, penthouse, you know, Băsescu, you know, Ioana, you know. Da, nu știu dacă a zis o secundă, asta, dar... o secundă. Ce a zis după ce a zis asta? Avocatul domnului Popoviciu este același domn care a condus FBI-ul sau are 1000 de avocați ca în 1001 dalmațieni? Are o avocată, da. O doamnă româncă stabilită în Anglia. O româncă stabilită la muncă în Anglia. Te rog, Sabina. Foarte, foarte, foarte bine, bine văzută și un avocat recunoscut aici la Londra a câștigat procese importante, inclusiv reprezentând alte firme din România. Ea este, din informațiile pe care le am și eu, cea care l-a însoțit la secție pe Puiu Popoviciu. Polițiștii n-au făcut decât să verifice dacă într-adevăr există un mandat pe numele său, să anunțe partea română, desigur, și să stabilească cauțiunea de 200.000 de lire. Banul a fost pus jos, că altfel nu putea să iasă. Cash, nu? Popoviciu. Cash? Cash? Cash sau cu card, nu știu asta. Păi nu, asta numai Eva se ducea să cumpere mașină cu banii, înțelegeți? Mă gândesc că s-o fi luat, adică a zis, băi, cum mergea fata președinte? Mergem cu banii cash ca să impresionăm pe de la poliție. A zis, băi, uite, luați aici, mormanul. Adică noi venim cu mormanul. Dar să știi că am primit ceva în schimbul banilor, o brățară. Da. Noi în țară n-avem, avem povestea, avem legea, dar n-avem încă brățara și sistemul de monitorizare. Că de asta le și simplu britanicilor. Ce tunuri s-ar trage și cu brățările astea, vă dați seama? Dar nu ne gândim. Imediat are apărea un rusă. Vreau să-mi puțin brățara puțin din România. Nu se gândește că s-ar face licitație publică pentru producătorii de brățări. S-ar trage niște tunuri mai ceva decât pe autostrăzile. Da. Exact un sistemul de monitorizare. Păi așa s-a îmbogățit și Popoviciu. Da, Sabina, te rog, încheiem, te rog. Încheiem spunându-ți că de 3 ori pe săptămână trebuie să meargă Puiu Popoviciu la poliție, așa cum fac și ai noștri politicieni prin România la control judiciar să îl semneze. Puiu Popoviciu trebuie să vină să-l vadă polițiștii la față, că n-a plecat și că e tot în regulă. Dar de unde, o secundă, de unde soluția, nu are voie să plece? Adică cât ce arie poate? Știi că și doamna Udrea a zis, bă, trebuie să merg un pic în Grecia sau cu un copil. Sunteți de acord? Nu, doamna Udrea, dar mă rugăm. Sau oriunde. Doamne, rezerviți, spuneți să intre la noi în sindicat și facem o filială la Londra, la apărăm noi. Cu juriștii noștri. Deci, de unde n-avem chiar, n-avem chiar toate detaliile. Le avem noi, vi le dăm. Această brățară? Ok. Atunci când există această brățară, se setează un anume perimetru pentru ea. Poate să fie un oraș, poate să fie de câteva străzi. Am înțeles. Sabina, mulțumesc tare mult.